Descentralizarea este una dintre prioritățile enunțate de primul ministru Emil Boc la videoconferința cu prefecții. Deja ministerele au transmis materiale preliminare cu ceea ce consideră ele că ar putea fi descentralizat către autoritățile locale. Urmează propunerile prefecților. Rolul lui guvern central este să-și păstreze puterea de reglementare și control. În rest, decizia trebuie să fie încredințată acelei autorități care este cel mai aproape de cetățean. În 10 zile aștept propunerea ale prefecților din experiența pe care o aveți în calitate de conducător ai serviciilor publice deconcentrate și coordonator al acestora cu privire la atribuții și patrimoniu care poate fi transferat spre autoritățile locale. Ca 1 septembrie să putem pregăti pachetul de acte normative în vederea implementării descentralizării. În Dâmbovița, de la întâlnirea de weekend cu primul ministru, au lipsit reprezentanții Gărzii Financiare, a Direcției Agricole, a Direcției de Cultură, a DSE-ului, Direcției de Sport și Tineret, Casei de Sănătate și Îmbunătățirile Funciare.